Mihai Aurel Steiciuc a spus că întâmplarea din urmă cu 2 ani în legătură cu candidatul de atunci al filialei Suceava a Partidului Național Liberal la alegerile europarlamentare nu trebuie să se mai repete. Steiciuc a mai adăugat că profesorul ieșean Cătălin Turliuc ar reprezenta o opțiune bună în acest sens. Păcăleala pe care a mai luat-o și acum 2 ani cu candidatul sucedean la europarlamentare nu trebuie ca să se mai repete, ci populația ar trebui să gândească pe cine trimitem ca reprezentanți ai Europei, ai României în Europa, pentru că acolo să nu ne facă de râs. Cel puțin să își spună părerile, să se impună prin gândirea lor. La nivelul zonei noastre există un candidat din Iași, un profesor universitar, Cătălin Turliuc, care este un istoric de marcă a României. Referitor la alegerile prezidențiale din toamnă, Steiciuc a spus că acestea au o miză foarte mare, întrucât ar fi pentru prima dată când România ar avea șansa să voteze un personaj care nu a avut niciodată legătură cu comuniștii. Sunt niște alegeri cu o miză foarte importantă, pentru că este pentru prima dată posibilitatea de a alege între un comunist și un om care nu este și nu a fost comunist. Până acum, în ultimii 20 de ani, nu am ales decât între doi comuniști. Este pentru prima dată când există această posibilitate și lumea ar trebui să gândească foarte mult la acest lucru, pe lângă celălalt.